Preamărit să fie Domnul Iisus! Amin! Frați sfinți și surori sfinte în Domnul Iisus, vă aduc salutări sfinte din Canada, de unde am pornit încoace, unde împreună cu pastorul principal, Bălulescu Andrei, și cu alții de servenți, lucrători în via Domnului, ca și biserica, prin mine vă salută cu Psalmul 20. Să te asculte Domnul în ziua necazului. Cred că nu este un mai bun și un mai mare salut decât ăsta. Ori de câte ori dai de vreun necaz, să te asculte Domnul. Asta e o minunăție. Slăvit să fie Domnul Iisus! Din partea mea, obișnuitul meu salut, din a doua Ioan, versetul 8. Dacă îl pot pune acolo, să-l citească frață, ca să nu-l uite. Epistola a doua lui Ioan, versetul 8. E pus acolo? Că eu nu văd. Așa. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Ce minunat îi când undeva te angajezi la un lucru și la angajare îți spune că îți dă 20 de lei pe oră. Și tu lucri atâtea ore și toți faci socoteala și când colo patronul te înșală și nu-ți dă cât trebuie. Era pe vremuri unul care ducea oameni în munte să lucre, de la Oașa acolo sus, și se tocmește cu unul că el face atâta. Și apoi cât cei? 20 de sute. Bine, adică 2000. Da, el a lucrat mult mai mult și mai frumos. Ăsta era evreu care îi duce. Și ăsta era din Oaș. Măi, eu îți dau ție 2400. Știi ce? Eu m-am înțeles cu 20 de sute, mie 20 de sute să-mi dai. Că el nu știa de 2400. Bine, dragă, îți mai dau și o pereche de opinci și îți mai dau nu știu ce pe deasupra, preț de nimic. Și ăsta a fost bucuros că îi dă 20 de sute. Când vom fi acolo, există o cântare veche, în valea lui Iosafat, totul va fi judecat. Și apoi spune că vor veni la judecată domnii mari și muncitorii, înșelați și înșelătorii. Și pe cei înșelați va trebui să fie acolo. M-am gândit, Doamne, iartă-mă, înseamnă că și eu îi fi acolo. Că era unul aici de la Baia Mare către Târgu Lăpuș și tot cere bani, că-i bolnav, că-i așa, că-i așa, că-i așa. I-am dat de câteva ori, dar la un moment dat în duhul meu nu mai bate bine. În schimb, când i-am dat ultima dată, am pus pe
Gavra, casierul. Și el și-a pus telefonul acolo, numai bine eu de la ăsta. Și îl sună. Și la urmă, să știți, sunt spital, bolnav de diabet, mi-e piciorul așa, și așa, și așa. Frate Hozan, să-i mai trimite, nu mă, eu nu-i mai trimit. Am zis, nu, eu nu-i mai trimit, treaba ta, mai trimite ăla. Trimite alta, să faceți bine, să-mi dați că ne-o tăiat piciorul de aici, de la glezne, și trebuie proteză să pot și umbla și n-am bani. Și... Vine iară Gavra la mine, frate Hozan, nu-i ce-i cu ăla. Mai grijă că eu pe data de am bilet mă duc în țară. Nu, atunci îți dau 600 să-i duci la el. Bine, mă, dar eu curios că de ce inima mea nu m-a mai lăsat. Curios. Viu în Baia Mare și îl iau pe Flontaș Valer, care îl cunoașteți, cu mașina. Hai, mă, mergem, uite acolo la omul ăla, așa, așa. Mergem. Când merem în curtea lui, un conlemn întreg, auzi, atâtea grinzi, atâtea scânduri, atâtea minuni. Casa închisă tot, ne plimbăm pe acolo, batem, nu-i nimeni. La un geam acolo să vedea un pic în lăuntru, atâtea lezne astea cu ajutoare, plin, mă. Ai, Doamne bun. Dăm să plecăm către casă, că am văzut că nu-i după ce sta, venim mai sus, mai era o casă, că era așa de o parte. Mai era o casă acolo și un om în curte. Măi, Valer, fugi până la omul ăla, întreabă ce-i cu vecinul lui. Se duce, bună ziua, bună ziua. Da, vecinul ăsta dumitale unde-i? Păi știu eu unde-i, ăsta umblă cât e Europa. Nu știu unde-i. Dar ăsta avea telefonul, îi dă telefon, zice, sunt Târgu Mureș, dar ne-a mințit. Și, mă, dar pă, cum e vecinul ăsta, a fost bolnav, eu tăiam laba. Ce vorbești? Dar azi dimineață a fost acela la mine, n-are nimic. Dar el zicea că el e mare credincios. Mai era credincios la bani, nu la Dumnezeu. Na? Îi dau banii la Valer, îi găsit o văduvă ceva și da, nu-i mai duc în Canada. Dar m-am gândit, mă, în ziua judecății și pe mine m-a târât acolo. Că scrie... Înșelați și înșelătorii, domnii mari și muncitorii, toți ori fi acolo. Păziți-vă de înșelători din ăștia. Una, a doua, am văzut unul din România, zicea că e păstor, că el adună, că la el acasă vin nu știu câți copii și are sală de mesă și era vorba din vechiul regat. Iară când vii odată, trec în partea aia și de pe la Pitești mă abat și caut acolo. Mă, nu era vorba nici de sală, nici de mâncare, nici de blide, nici de nimic. Dar el o colindat toată America. Știți, sunt mulți înșelători în zilele astea. Dar nu uitați, noi avem unul care nu înșală pe nimeni. Și ăla Iisus. Și să nu fiți înșelați, dați-i inima la Iisus. Să o conducă El. Și ce frumosul atunci când Iisus te trimite, du-te acolo. Sau când Iisus îți spune, nu mai stai aici, fugi. Așa de frumos e.
De multe ori în viață am pățit așa. Odată am fost la Suiuc și Domnul a început și a lucrat câteva semne. Și au fost mulți acolo. Caba era atunci cu Suiucul, nu știu cum, cine e pe acolo. Și numai tot câte unul fugea acasă. Vine cu socra, cu mătușa, cu mama, cu ce știu. Dar la un moment dat, în inimă, ni s-a șterne așa cu putere un gând. Pleacă! Și-l iau pe Ionică și pe Vultur Remus, Ionică din ăsta de acolo, din lângă Suiuc, orășelul ăla, Vultur Remus din Zalău. Mă, hai să fugim că vine securitatea. Frate Hozan, atâta lume, ui ce vine, ui cât, mă, eu plec. Am ieșit și am plecat. După ce am plecat, din cei ce tot veneau, unul era de-a securității. Și ăla s-a dus și-a părât. Ce-a văzut, ce nu știu ce. Odată a venit o poliție și un securist și ce știu ce. Dar pe atunci, de altfel, nu le spune cum fratele Mădașii. Hozana, apoi pe Hozan îl știe în multe orașe și câinii de pe stradă. Oamenii tot se uită într-un aparat sau într-un telefon sau... Slavă Domnului! Da, pe atunci fratele va vorbi la masă. Domnul să-i dea cuvânt, nu erau amvoane. Dar nu spune nimeni cum te cheamă. Când vine ea, cine a fost aici, cine? Tot zicea, nu știu, a fost unul, nu știm. Unul se găsește să spună, a fost înalt, a fost cu ochii albaștri, a avut o mustecioară sau nas, dar un securist, știm noi cine e ăla. Ăla e Hozan de la Sebeș-Alba. Vedem noi de el. Dar a fost aici. Întreabă pe altul, a fost Hozan aici? Nu, că ăla nu știu cum mă cheamă Hozan. Acum s-a contrazis, îl cheamă pe ăsta acolo. Mă, omule, cine l-a dus? Ionică, Pop Ionică. Îl cheamă pe Pop Ionică a doua zi. Păi zice, eu am avut drept de circulație că mi-a dat comandantul, șeful de post, ca să slujesc cu mașina la o nuntă, la mireasă. Dar el a cerut asta, dar nu a slujit la mireasă, el a venit după mine și m-a dus și m-a dus. Și pe el l-a găsit că minte. Mă, ce bătaie i-o dat la informatorul ăla. Ne porți pe drumuri, ne așa, nu știu ce. Și i-o plătit serviciul făcut. Cred că nu mai pârât pe nimeni. Dragii mei, în lumea asta avem frați de corp, frați de credință. Suntem înconjurați cu credincioși, ortodoxi, catolici, baptiști, penticostali, adventiști, măi, care de care se laudă cu credința lui. A mea mai bună, a mea mai bună. Dar știți care e credința bună? Ce zice Iacob? Care e aia credință? Credința adevărată este să te păzești cum? Nu știe nimeni că eu n-aud. Eu dacă eu aparatul ăsta nu mă mai aud nici pe mine. Păi dacă vreți să aud, vorbiți mai tare. Ce zice Iacob? Credința adevărată e să cercetezi pe orfan și pe văduvă în cazurile lor și mai să te păzești neîntinat de lume.
Asta trebuie să facă cel care vrea să zică că e credincios. De ce? Fiindcă Dumnezeu prin har m-a lămurit pe mine și pe dumneavoastră, pe mulți, i-am încheiat un legământ cu El prin botezul în apă. Acesta este un contract. Cum te duci să te angajezi la un institut, la o fabrică, la nu știu ce, și acolo nu poți mere să lucri. Și dacă începe să lucri, dacă n-ai contract, nu te poate plăti. Chiar ziler să te duci să faci ceva. Totuși faci o hârtie în baza căreia să te plătească. Tot așa, împărăția lui Dumnezeu, trebuie să ai un contract, un legământ încheiat cu Domnul Iisus. Cine e Iisus? Să închei legământ cu El. Auziți ce zice Apostolul Pavel, de unde o citi fratele? Eu am obiceiul ăsta, ce se citește întâi, să cam da până de acolo. Auziți ce zice aici? Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos. Nu de la întemeierea lumii, nu predestinat, nu, deloc nu. Chemat când? Dumnezeu m-a ales din pântecile mamii mele, având în vedere vremea, împrejurarea și împărăția care trebuia propovăduită. L-a ales pe Pavel. Petru apostolul și el zice că nu-i predestinat. Fraților, nu de dinainte, nu știu de când. Știți bine cum Dumnezeu, de o bucată de vreme, m-a ales pe mine, ca prin mine să audă neamurile Evanghelia. Vedeți? Există predestinare în Hristos. Și asta o scrie Petru, capitolul 1, versetul 2. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu, prin lucrarea făcută de Duhul Sfânt, dar cu stropirea sângelui lui Iisus. Înainte de stropirea sângelui lui Iisus, nu este predestinare la rai. Dacă ar fi fost așa, atunci ar fi așa. Vedeți? Aici ai un tabel cu cei predestinați la rai. Din coace e un tabel cu cei predestinați la iad. Mai avea după ce veni Iisus în lume? N-avea după ce. Lumea de ce era împărțită, dacă e vorba de calvinism. Dar Hristos, Iisus, a venit și Ioan în epistolă ne spune că și-a vărsat sângele pentru noi și nu numai pentru noi, ci pentru toată lumea, pentru toți oamenii. Dar acum toți oamenii or fi mântuiți, sângele s-a vărsat pentru toți, răstignirea pe cruce a fost pentru toți. Bătăile lui Iisus le-a suferit pentru toți, pentru tâlhari, pentru prăpădiți, pentru bețivi, pentru neascultători, pentru ucigași de oameni, pentru toți. Toate păcatele, de la Adam până la ultimul om, s-a plătit cu prețul sângelui lui Iisus. Dar cine beneficiază de acesta? Numai cei ce cred. Numai cei ce cred. Și cei ce cred vor plânge cu cutremur, cu frică, cum am pățit și eu. Măi,
vesteam Evanghelia, că Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt și am înțeles că trebuie să vestesc. Vesteam Evanghelia, eram tânăruț, începând de la 16 ani. Frații de pe vremea aceea nu știau citi, mulți din ei nu știau citi. Păi eu când vorbeam câte ceva, lor li se părea că e greș, fiindcă ei nu cunoșteau, nu aveau cum. Măi, tu ești copil, tu trebuie să taci, tu așa. Măi, toată lumea mă bătea și mă înfrunta. Aici mi s-a întâmplat, cum zicea unul Trăienel Burcă, dădeam mâna cu frață și frață zicea, să te ție Dumnezeu, dar Trăienel de dincolo, să te ție Dumnezeu că or fi destui care să dea-n tine. Și pe asta o cam pățam de micuț, slavă Domnului. Dar, dragii mei, râvna mea nu-mi dă de pace. Și vestem Evanghelia, pe cum știam eu, cât puteam eu prinde atunci. Când mă izbem de câte un verset pe care nu-l puteam înțelege, posteam, mă rugam, apoi-l citeam, apoi iar mă rugam, apoi-l citeam, până deodată se desfăcea în minte. Când se desfăcea în minte, așa eram de brav, imediat merem și prima predică unde eram ocazie, spuneam tot ce am primit. Prin harul Domnului am primit și în 13 octombrie la ora 2 noaptea, că eu am mai tot predicat din capitolul 9 din Proverbe. Și citeam de la cap. Înțelepciunea și-a zidit casa și și-a tăiat cei 7 stâlpi. Dar ce n-s cei 7 stâlpi nu putem pricepe. Păi luam pe celelalte, cu slujile de pe înălțând, cu femeia nebună și explicam de acolo. Apoi de versetul ăsta vă voi spune altdată. Dar tot zbătându-mă, tot n-am putut prinde. Am pus pe băieți din ăștia care știe bine umbla în engleză, în română, îmi spunea că el a zis așa, el așa, mă, dar nu bătea, nu putem asimila, nu e așa. În noaptea aia, la ora 2, zbătându-mă cu asta, Dumnezeu ne-a spus care sunt cei 7 stâlpi. Și atunci am făcut și o cărțulie cu ei și am vorbit pe internet de 2 ori de la A la Z. Ca să știe tot, mă gândeam acum ce replici vor pune acolo. Nimeni n-a pus nicio replică. Că de altfel nu era ceva de la mine, era de la el. Mărit să fie Domnul. Și cel din tâi stâlp era jertfele cu altarul lor, în care se încredeau. Când era ceva bine, aduceau jertfă de mulțumire pe altar. Când făcea ceva rău și păcătos, aduceau jertfă pentru păcat. Era un mare stâlp în vechea lege. Dar Hristos e înțelepciunea. Înțelepciunea și-a zidit casa. Înțelepciunea, adică Iisus i-a spus și în conversația cu ucenicii când i-a întrebat cine zic oamenii că-s eu. Pe oamenii pe vremea aceea erau foarte afectați de yoga. Yoga a fost înainte de Iisus cu 1000 de ani. Și yoga are multe discipline. Da, ține sus și tare că omul după ce moare, revine iară în viață. Și acum exact așa îi răspunde la Iisus, după învățăturile lui yoga. Unii zic că ești Ilie, alții că ești Ieremia, alții că ești unul din proroci, ori înviat.
Dar asta era învățătura falsă din popor. Și Petru stă și deodată capătă lămurirea în gândul lui și exclamă: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu! Petre, Petre, în franceză, care știți, nu scrie Petre, scrie piatră. Pierre, Pierre, tu ești super, piatră, piatră, tu ești piatră. Deci nu Petru, ci descoperirea dumnezeiască-i piatră. Și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și pe această piatră cine stă zidit, porțile locuinții morților nu-l poate birui. Cine-s porțile locuinții morților? Porțile locuinții morților e un învățător fals, un vrăjitor, un gâcitor, un bețiv, un fumător, care e de la copil păharul. Și păharul nu-mi place, nu, dar iar-i dă până îl învață, ca să meargă la moarte. E de la copilaș țigara când trage, să neacă tot. Dar iar-i dă până să învață. Și după aceea patima îl duce la moarte. Vedeți? Astea toate porțile locuinții morților. Dar porțile îndurării lui Dumnezeu sunt cei ce vestesc cuvântul între oameni, cei ce au darurile Duhului Sfânt, prin care Dumnezeu lucră, echipează pe oameni, îi scoate din fără de lege și din păcate și îi îndreaptă către Dumnezeu. Așa că între noi sunt porțile locuinții morților și porțile raiului. Depinde la care poartă bați tu. Unde te duci? Ce-ți place? Râsă-te, hohote, mișelii, minciuni? Sau îți place rugăciunea, postul? Îți place să stai de vorbă din cuvânt? Să te deștepți, să fii tot mai deștept. Ce-ți place? Vedeți? În felul ăsta, continuă apoi a doilea stâlp tăiat, care era ceremonialele de care era atâta de legat evreu. În îmbrăcăminte, în comportament diferit, în spălările obligatorii, în mâncările cu tare și cu tare, și pe astea le-a tăiat Hristos. După ce și-a zidit biserica, și asta o tăiat-o jos. După aceea, toată lumea să încredea în preoți, cum să încred alți oamenii în preoți. Așa zic părintele, dar părintele poate să zică bine sau poate să zică cu mânie. Dacă îi ciudă pe pocăiți, va face ca preotul din Daia. Când a ieșit la pensie, a adunat pe toți credincioși ortodoxi, a dat o masă mare în grădina bisericii acolo. Și după ce au mai beut oamenii și el, poate un păhărel, era bătrân: dragi credincioși, eu acum am ieșit la pensie, bătrân, mă duc la ficior în Deva. De o bucată de vreme aici în Daia s-o ivit pocăiții ăștia. Vă rog frumos să nu vă pocăiți. Cantorul lui, care o sluji cu el alături, fiind că o lua și el acum păhar mai mult, o căpăta curaj să scoală: părinte, în toate slujbele am cântat și eu și ai zis și dumneatale, pocăiți-vă, pocăiți-vă, acum a zis să nu ne pocăim, când ai zis drept, atunci ori acum. Vedeți?
Oamenii, dacă au o mânie, dacă au ceva, ei vorbesc din duhul ăla. Dar ce frumos e de omul care în Hristos e sădit și iubește pe toți oamenii, nu ține mânie pe nimeni. Ăla vorbește clar pentru toți. Slăvit să fie Domnul! Iată, dar acum că și preoția a fost tăiată. Și apoi a fost tăiată legea, cele 10 porunci. Și legea a fost tăiată și ea. N-a mai rămas în vigoare. Și asta poate că vă surprinde, dar deschideți la 2 Corinteni, capitolul 3, să citim ceva de acolo, să vedeți. 2 Corinteni, capitolul 3. Eu văd un pic cam așa. Capitolul 3 din 2 Corinteni cu versetul 4, să zic. Aici e Galateni, 2 Corinteni. Așa. Am sosit și eu cu greu aici. Așa. Uitați ce zice acolo. Dar citiți careva, că până mă... Dar tare, să audă frață. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu prin Hristos. Mai departe. Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu, care ne-a făcut în stare să fim aslujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului, că slova omoară, dar Duhul dă viață. Și 7. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte scrisă și se poate în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-și pironească ochii asupra feței lui Moise, din pricina strălucirii feței lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare. Cum n-ar fi mai degrabă, mai mare, mai curată slujba Duhului care dă viață? Deci, vedeți, 10 porunci era slujba aducătoare de moarte. Și legea veche a pus-o deoparte, că a intrat pe fir legea nouă. Și apoi, templul, care era o mare bază, templul Domnului, templul Domnului. După ce și-a zidit biserica, a tăiat și templul. Și cel din urmă stâlp a fost poporul evreu, sub forma maslinului. L-a tăiat, dar nu l-a dezrădăcinat, ci în butucul lui ne-a altoit pe noi neamurile. Glorie Domnului Iisus! Amin. În felul acesta noi suntem Israelul nou. Templul dărâmat îi dărâmat, dar voi sunteți acum templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt. Acum voi sunteți casa lui Dumnezeu, pe care a zidit-o Hristos și a răscumpărat-o cu prețul sângelui Său. Iată, dar cine-i Hristos acesta? Hristos acesta este lumina, meșterul, zice în Proverbe 8, meșterul lui Dumnezeu. Dar acest meșter al lui Dumnezeu întâi și întâi a făcut cerurile, scrie primul verset al Genesei.
Dumnezeu la început a făcut cerurile, nu cerul. Cerurile. Știința de azi recunoaște 7 miliarde de celuri asemănătoare cu ce vedem noi pe filamentul ăsta noaptea. Stele, lună, ziua, soare, la mari depărtări altul și la mari depărtări altul, 7 miliarde. Numai Nemia vorbește de cerul, cerul, cerurilor. El arată mulțimea de ceruri. Dar despre ceruri vorbește toată Scriptura, cum că-s multe. Noi vedem primul cer, de-al doilea cer nu vorbește Biblia. Dar evanghelistul ăsta indian care mai vine până România, ăsta spune el că așa i s-a descoperit lui, că a doilea cer unde stă duhurile răutăți în locuri cerești. Și de acolo borbandează pe oameni cu gânduri, cu pofte, cu stricăciuni și așa mai departe. În a treilea cer ne documentează Pavel că e raiul lui Dumnezeu și el a fost până acolo. A trecut de primul cer și de al doilea și în a treilea a văzut lucruri care nu se pot spune. Dar deasupra tuturor cerurilor astea, Iisus s-a înălțat în locurile cele prea înalte. La dreapta măririi, acolo stă Tatăl Ceresc. Tatăl Ceresc este o ființă abstractă, de care nu te poți atinge. Este o ființă abstractă pe care nu o poți vedea. Este o ființă care nu comunică cu tine. Și el are lucrul lui. În Evanghelia lui Ioan, în capitolul 5, cu versetul 18, sau nu, 17. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Slăvit să fie numele Domnului. Fiecare cu lucrarea lui. Dar după aceea povestește că Tatăl va învia morți. Iisus va învia pe cei ce ascultă cuvântul, va învia din păcate și va chema la el dacă vor să creadă cuvântul, dacă nu vor să creadă, rămân în moarte. Pentru Dumnezeu toți oamenii au păcătuit și sunt păcătoși, dar cei care vin la Hristos prin credință, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat, glorie lui, și ne stropește cujetile, curățându-ne de faptele moarte, ca să putem sluji unui Dumnezeu viu, mărit să fie El. Vrei tu să slujești unui Dumnezeu viu? Vrei tu să te apropii de Iisus, să fii al Lui? Sau vrei să rămâi în moarte? Fiți atenți, frați tineri și bătrâni, acolo în Proverbe, în capitolul 9, vom citi ceva foarte interesant și să fiți atenți la asta. Așa, Proverbe, capitolul 9, de care am vorbit de primul verset, acum vom vorbi și de un verset mai jos, și anume versetul 13 și 14. O mere de la 13 până la gata, la 18. Puteți spune acolo? A pus? Da? N-auzi.
frate Marius, citește tare. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțime de cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă. Cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice: apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morți și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților. Mulțumim! Ați auzit așa ceva? Slujile lui Iisus, predicatorii, femei, bărbați care spun încrederea în Dumnezeu, vestesc altora Evanghelia, ea sunt sluji. Și ăia strigă la cei de pe calea pierzării din lume. Cine-i prost să vină încoace? Că am amestecat vinurile, să bezi din vinul meu amestecat, să mâncați din pâinea mea. Veniți încoace! Da, femeia nebună de dincoace, ca și cum ar sta la pândă. Și acum aia strigă la pocăiți, aia strigă la ortodox și credincioși, la cine mereu oarecum cât de cât drept, dar chiar și la cei ce merg pe calea dreaptă. Botezați în apă, botezați cu Duhul Sfânt. Na, acum, înțelepciunea de aici strigă: lăsați prostia și veți trăi. Asta la altă zice: cine-i prost și pe calea cea dreaptă, să vină la mine. Să vină la mine. Lăsați înțelepciunea și apucați-vă iar de prostii. Nu sunt atâția oare? Unui preot și auzi o prostie de ce doare capul. Altui pocăit auzi alta de ce doare capul. Alta-i băiatul păstorului, fata diaconului. Mă face câte o năzbâtă de toată lumea vorbește. Vezi? Acum ăia care s-au pocăit și merg pe calea dreaptă către rai, dacă vi se întunecă mintea, vă numește înțelepciunea lumii care strigă după voi: veniți încoace, eu vă dau tablete, eu vă dau telefoane, vă pun la îndemână internet, aici, uite, poți bea câte o bere, aici poți, nu știu, măi, cine-i prost, de pe calea cea dreaptă, poate merge dincoace. Vezi? Doamne Iisuse, dar cine e Iisus acesta? Iisus acesta, cum am spus, după ce a făcut totul cerurile alea, cum scrie versetul prim, la început Dumnezeu a făcut cerurile și apoi pământul. Dar pământul era în întuneric și nu era ales, era o învălvătaie de ape care se zbăteau. Pământul era în ape și Dumnezeu atunci a strigat Tatăl: să fie lumină! Și a fost lumină! Și lumina aia, zice Ioan capitolul 1 al Evangheliei, e lumina care luminează pe orice om. Lumina aceea este cuvântul lui Dumnezeu. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu a sunat în dumnezeire: să facem om după chipul nostru, să vede că Domnul Iisus Hristos, că El e cuvântul lui Dumnezeu, cum zice la Ioan, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și în a treilea postură, poziție, cuvântul era Dumnezeu. Mărit să fie Domnul!
Și acest cuvânt era lumina oamenilor și a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit și nu l-au cunoscut, măcar că toate lucrurile au fost făcute de El și pentru El. Și lumea nu l-a cunoscut. Dar tuturor celor care l-au cunoscut le-a dat dreptul să se facă ce? Adică frați cu Iisus. Că Iisus e copilul lui Dumnezeu. Nu așa zicem și în credeu, crezul. Cred într-unul singur Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul tuturor lucrurilor văzute și nevăzute. Și într-unul singur Domn, Iisus Hristos, născut, iar nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl. Păi sigur, mă, dacă Sudic e ucrainean, apoi copiii lui ce-s? Ucraineni. Dacă cineva e evreu, pe copilul lui ce-o fi? Evreu. Păi dacă e din Dumnezeu născut, ce poate fi? Dumnezeu. Și Dumnezeu pe Iisus Hristos acesta, de care am întrebat cine e Iisus, e Fiul lui Dumnezeu și e Dumnezeul Bisericii. În Vechiul Testament, El a fost Dumnezeul evreilor. El i-a scos din Egipt, El i-a trecut marea, El i-a adăpat în pustie, El i-a făcut să treacă Iordanul pentru cei născuți acolo, care n-au trecut prin nor și prin mare, botezul tuturor evreilor. Și acum ăștia, timp de 40 de ani, toți ăștia născuți nu erau botezați. Cum să intre în Canaan? A trebuit să-i treacă și pe ăștia prin Iordan. Vedeți? Că toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise. Dar acum Moise spunea, Dumnezeu va ridica din mijlocul fraților voștri un proroc ca mine, de El să ascultați. Și cine nu va asculta, de El să fie nimicit din mijlocul poporului. Ați auzit, măi? Cine a fost proroc ca Moise? Domnul Iisus. Și acum, dacă tot evreu a fost botezat pentru Moise, cei ca să intre în Canaanul pământesc, noi vrem să intrăm în Canaanul ceresc numit Raiul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să fim cu toți botezați pentru Iisus. Glorie lui Iisus! El ne-a răscumpărat, El a murit pentru noi. Ficioara Maria a devenit mama Domnului Iisus și nevasta lui Iosif. În Biblie scrie și Arhanghelul zice că tu vei naște un fiu și îi vei pune numele Iisus și el va fi fiul celui prea înalt, fiul lui Dumnezeu. Așa. Dar la Iosif, când vrea să o părăsească, în vis vine și îi spune, Iosifei, nu te teme să iei la tine pe Sfânta Marie. Așa o zis? Dar cum o zis? Nu te teme să iei la tine pe nevasta ta. E va naște un fiu și tu să-i pui numele Iisus. Cum adică Iisus? Jehova. Tu să-i pui numele Jehova. Că Iisus însemnează Jehova. Jehova însemnează Iisus. Iahve, Iosua,
Mântuitorul și apoi de-a lungul Bibliei, Cornilescu, când dădea de cuvântul Jehova Ire, Jehova nu știu cum zice Dumnezeu, el explică de disubt. Mântuitorul, păstorul, răscumpărătorul, cine era cu atributele astea, adică Iisus singurul, mărit să fie Domnul. Și Isaia, uitându-se în înălțim, prorocul ăla dedicat, mare preot, om de neam împărătesc, uitându-se în sus, pare că zărește ceva ce evreul n-avea voie să cunoască. Și el exclamă, Tu, Dumnezeule, care te ascunzi, Mântuitorule! Era Iisus pe care evreii n-avea drept să-L cunoască. Și atunci vine Pavel în Coloseni, așa, în Coloseni, capitolul 1, nu? Aici cei tot Corinteni, Galateni, Efeseni, Tesaloniceni, am trecut. Coloseni, capitolul 1, de la versetul 26, până la versetul 20, adică 29. 26 la 29, ce zice acolo? Tare! Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum sfinților lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut, care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui care lucrează cu tărie în mine. Mulțumim, frate! Ai văzut? Iată la ce mă lupt eu. Să înfățișez pe orice om, nu pe cei predestinați, pe cei ce ori crede. Că în Efeseni, capitolul 1, când îl citești, îți face impresia că trebuie să fii predestinat, dar numai uite-te că aproape fiecare verset îți spune în Hristos, în Hristos. Adică cine intră în Hristos, ăla ca și când te urci în avion, să pleci de aici în Australia, nu? Te-ai urcat în avion, dar la Dubai avionul se oprește. Păi când vezi tu ce minunății au făcut arabii ăia pe acolo, dacă zici, mă, eu nu mă duc mai departe, stau aici, am mai ajuns și în Australia. Acolo rămâi. Așa au pățit Dima. El propovăduia împreună cu Pavel pe Iisus, era slujbașul lui Pavel, acela ajuta pe Pavel, că Pavel era bolnav, după cum spune el și în Galateni, că întâi aș dat a avut un țăpuș în costă. Mai târziu îl numește un sola satanic care îi mâncă carnea. Mai târziu, se plânge sau mulțumește, mai bine zis, că măcar că ați avut prilej să vă potigniți în rana mea greu mirositoare, că am cerut putea mort, mai ales dacă n-ai cu ce să-l tratezi, cum era atunci, cine știa că-i cancer. Dar asta demonstrează că e așa. Atunci a Venicius, în Ovades Domino, se duce la o adunare a creștinilor
pentru o fată, princesă și acum luată robă. Și acolo să miră că sosește unul și vine și spune la împărat care era unchiul lui: unchiule, am întâlnit pe Saul, ăla la care îi se zice Pavel. Unchiule, zguduie, cuvântul lui zguduie lumea și descopere tainele inimilor la oameni. Descopere până și gândurile. Dar umbla cu nasul acoperit în leverul hainei, că metastaza a venit până aici și acum și ochii erau atăcați. Și spune: uitați cu ce slove mari v-am scris eu, Pavel, că nu mai vede. Vedeți? Multe în Biblia asta, dar trebuie să le urmărim așa cum scrisă ele și să le credem așa, că dacă nu, credem ce vrem noi. Iată dar, cine este acesta? Pavel chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos, adică un trimis al lui Iisus Hristos, și asta prin voia lui Dumnezeu. Și fratele Șosten, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint sau în Sighetul Marmației, către cei ce au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, și către toți cei ce cheamă numele Domnului Hristos, către cei ce cheamă, vreau rog, numele lui Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru. Ce minunat, măi! Întâi e roba lui Hristos, trimisa lui Hristos, dar asta prin voia lui Dumnezeu. Nu se mai poate zice: nu este Dumnezeu Tatăl, numai Iisus, cum fac unii. Era erezie mare. După aceea, către sfinții care sunt în Corint, auzi, mă, și sfințiți. Aici sunt sfinți? Ce ziceți? Păi eu vreau să vă spun un adevăr pe care îl scrie Ioan în Epistola, capitolul 2, cu versetul 11, cred că e, da, 11. Lui nu este rușine să îi numească frați când zice versetul următor: voi vesti numele tău fraților mei. Cum adică? Eu, păcătosul, sunt frate cu Iisus neprihănitul? Sora asta, trecută prin atâtea valuri ale lumii, a devenit soră cu Iisus? Da. Cum? Cum am devenit noi așa? Păi dacă tu ai crezut cuvântul și ai cerut botezul în apă, cum zice credeul, mărturisesc într-un botez spre iertarea păcatelor. Păi eu pot să-ți mărturisesc, nu? Era 22 iulie în 1956, în râul Arieș, care trece prin Turda. În locul ăla acum este un pod și ăla s-a îmbătrânit. Așa. Cherecheșoni a ridicat mâna asupra capului meu și cu o mână m-a ținut de mâinile mele, așa pusă la pept, el a pus mâna aici și o mână a ridicat-o asupra capului meu. Tânărule Hozan, crezi tu în Dumnezeu? Da! Crezi că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu și a venit în lume
și a murit ca să ia păcatele lumii și și păcatul tău. Da, cred. Cât timp vrei tu să-L urmezi pe Iisus? Până la moarte! Pe baza mărturisirii tale, eu te botez în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh și mi-o făcusem să ții de nări așa, când El mă bagă și mă scoate, să nu intre apă pe nări, să mă apuc de tușit acolo în public. Știți? Dar m-a ascuns sub vălul apii. Semn că a murit în moartea lui Hristos, zice în Roman 6. A murit împreună cu Hristos, în moartea lui Hristos. Și am înviat la o viață nouă. Glorie Domnului Iisus! Și cu adevărat am înviat la o viață nouă. Îmi vine să-i strâng pe toți pocăiți în brață, măcar că înainte era urât, să-i văd. Și când mă saluta, cineva îmi turna în capul și nu-i răspundeam. Vedeți? Asta e transformarea prin credință, dar la botez am ajuns cu mare frică și cu mare dorință în același timp. În felul acesta, eu pot zice credeu, mărturisesc într-un botez. Știu că a fost o zi toridă, știu că a fost 22 iulie, știu cine m-a botezat, știu ce m-a întrebat, știu ce i-am răspuns. Dar dumneatale care zici că ai fost botezat, poți mărturisi într-un botez. Cum a fost ziua când te-ai botezat? Cine a fost botezătorul? Ce i-ai răspuns? Ce te-a întrebat? A, păi de unde să știu că eu am avut numai atâtea săptămâni sau zile sau ce știu eu. Măi, orice act făcut în neștiință e nul. Nu are valoare. Nu are valoare. Catechismul catolic editat la București în 77, la pagina 200 și ceva, se ocupă de botez. Știi ce scrie acolo? La un moment dat, penitentul, adică el ce vrea să se pocăiască, să se boteze, trebuie să îmbrace haina albă a botezului. Nu să-l îmbrace cineva, el să îmbrace haina albă a botezului. Semn că prin botez se împreună cu Hristos și apoi mărturisându-și păcatele să fie botezat. Și după ce explică așa frumos, continuă cu o altă explicație. Biserica noastră încuvințează ca copiii să fie botezați de mici. Dar aici, zice, se produce o eroare, că nu-i cine să le însufle în inimi credința, așa că să pomenesc oameni mari neîmpreunați cu Hristos. Ai auzit? Botezul copiilor mici nu împreună pe nimeni cu Hristos. Ei rămân neîmpreunați cu Hristos și apoi fac tot ce le comandă trupul, firea pământească. Vedeți așa? După aceea, o altă mare eroare scrisă în același catechism. Cultul Fecioarei Maria a întrecut cu mult în închinare cultul Fiului Său Iisus. Și biserica noastră încuvințează așa ceva. Ce minune că și un frate de-a nostru odată s-a închinat înaintea statuii pusă într-o biserică catolică și și-a mai făcut și o cruce mare acolo. Doamne, iartă-ne! Și pe noi că vorbim și pe el că a făcut așa ceva. Dragii mei, nu există în lume altă cale. Iisus a strigat: eu sunt calea, numai una-i.
Eu sunt adevărul. Nu-s două adevăruri, numai unul. Eu sunt viața. Nu este viață în afară de Hristos. Și Petru ne spune, nu este în lume niciun nume în care să poți fi iertat de păcate decât numai numele lui Iisus. Nu te poate ierta Sfânt Anton, nici Sfânta Marie, apoi pe Sfântul Petru și pe Sfântul Pavel nici nu-i rogă nimeni să ierte, numai pe ei alalți. Vedeți, dragii mei, pocăiți-vă. Ăsta e ordinul lui Dumnezeu, nu-i am eu. L-a vestit întâi Ioan Botezătorul, a venit Iisus, tot așa a zis, pocăiți-vă. A venit Apostolul Petru, tot așa a strigat, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat. Nu mic, matur, să știe ce face. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. A venit Apostolul Pavel, ăsta mai cu multă școală, nu așa brut ca Petru. Vă rog, auzi-mă, un apostol așa de mare, de mare, să roagă de mine un păcătos ca mine. Vă rog, ca și cum Dumnezeu v-ar ruga prin mine, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și eu vă rog acum pe toți care n-ați încheiat un legământ cu Domnul, fie că sunteți din familie de pocăiți, fie că sunteți scriși la un nu știu ce cult, nu știu ce biserică, nu defăimăm pe nicio biserică, dar învățăm pe toți să trăiască Biblia cum e scrisă. Glorie Domnului! Și vă invit și eu, ca și cum Dumnezeu v-ar invita prin mine. Pocăiți-vă, împăcați-vă cu Dumnezeu, că ziua venirii lui Hristos e foarte aproape. Mărească-se numele Domnului. Și El vine! Ori vrei tu, ori nu vrei. Moartea, cât ai vrea să o ocolești, tot te ajunge. Au murit demnitari mari, au murit regi, au murit și regi în Anglie. Și aia s-a dus. Vezi? Toți mor, ca așa e omul. Să vă spun și o poezie și să închei, că nu știu cât e ceasul, dar după inima mea îmi spune gata odată, hozane. Doamne Iisus! Cine ești? Apoi eu sunt inginer, apoi eu sunt medic, apoi eu ce știu mai ce ești. Cine ești? De unde vii? Postoare ca să știi. În ce scop te-ai zămislit? Pe pământ, la ce ai venit? Și trăind, la ce trăiești? Ce solie tu împlinești? Că tu ești rău. Așa zice mamă ta, tată, tu ai rău, ești mă. Dar tot tu ești bun. Tu înțelept, vai ce copil cu minte, vai. Dar tot tu nebun. Și viața întreagă ți-o petreci ostenind în lupte seci. Cu necazuri, cu sudori, măi, strângi mereu, aduni, comori. Și într-o zi, caz trântit, te-ai dus sărac cum ai venit. Pleci din lume încredințat că destinul e neschimbat. Din neființă pe pământ, îl aleagă în mormânt și de aici, mister, abis, viața nu ți-a fost decât un vis. Dar dacă visul trăiești frumos în împărăția viitoare, vei împărăți cu Hristos. Doamne, ajută-ne la asta! După cuvintele care le-ați auzit, indiferent copii de pocăiți
sau oricine în sală și n-a încheiat un legământ cu Domnul prin botezul în apă, în seara asta nu ți-a bătut Duhul Sfânt în inimioară că trebuie să închei un legământ cu Iisus ca să ai parte cu El în veșnicie? Și dacă ți-a bătut, vrei să ridici o mână acolo unde ești și să arăți că tu ești gata să te predai lui Iisus în seara asta? Nu-i nimeni? Cuvântul nu a fost al meu. Cuvântul Bibliei, eu n-am ieșit din Biblie cu nimic. Poezia asta nu e scrisă în Biblie, dar asta e de învățătură pentru noi. Dar acolo eu am vorbit cuvintele Scripturii. Cine vrea să vie? Iată cerul așteaptă candidat. Cine vine? Cine vine? Iată Tatăl își întinde al său braț și spre tine. Cine vine? Că cerul încă e deschis. Cine vine? Grăbiți-vă spre paradis. E cineva? Dintre bărbați, e cineva? Aici? Măriți să fie Domnul! Eu nu prevăd de altfel. Eu de aici și până la fratele îl văd cam pânze, apoi încolo nu pot să văd. Dar mulțumim Domnului că văd! Măriți să fie Domnul! Dacă una, două surorii sau cei care vor să-și predea viața, auzi, puteți veni aici în față, că vreau să pui mâna pe dumneavoastră și să mă rog ca Iisus Hristos să se îndure și să vă ajute. Măriți să fie Domnul! Așa. Bine. Vino, Iisuse, la lucru! Pune tu mâna pe ființa aceasta și la mine la de la usie așa de gândată. Doamne! Umple-o cu credință, umple-o cu putere, ajută-o să se despartă de orice prietenie care nu stau. Ajută să se despartă de orice dușmanie și să fie un grup cu iubire. Iisuse, umple-o cu putere, cu Duhul Sfânt și pune tu mâna pe ființa, pe mâna mai slabă de om. Dar mâna ta e dumnezeiască. Vino! Primește-o ca un copilaș al tău. În brațele tale o încredință. Ajută-o să încheie legământ cu tine și apoi să calce potrivită drumul spre cer. Amin! Domnul! Domnul Sfânt să te îndoiește și azi mâine mă ajung. Eu am 85. Slăbiți-o! Dar știți ce mă bucur eu? Că de azi înainte mai am surori. Mărire Domnului Iisus Hristos! Să mă rog întâi pentru dânsa.
Ține-o de mână, că e slăbuță. Doamne Iisuse Hristoase, eu pun mâna peste această soră care de azi înainte, te rog, stropește-o cu sângele vărsat pe cruce din trupul tău, Iisuse, și curățește-i păcatele, nelejuirile, gândurile, răutate din inimă, tot curăță-o să fie curată înaintea ta. Dumnezeule mare, poartă tu grija bătrânețelor ei, ajută-o în curând să încheie legământ cu tine și să se pregătească pentru a fi gata de a te întâlni pe norii slavei când vei veni. Mă rog și pentru această soră, în bunătatea ta cea mare, astăzi, din multele drumuri ale ei, s-a oprit aici și auzând de har, de îndurare, de iertare, a venit înaintea ta. Vino, Iisuse, și pune mâna peste ea. Vindecă-o, tămăduiește-o, umple-i viața cu credință sfântă și ajută-o să trăiască sfințenia și să se poată despărți de lume, să se încadreze între oile tale, păstorule adevărat. Fii proslăvit, binecuvânt-o și eu te voi slăvi, Domnul să te ajute. Cum te cheamă? Andreas. Și câți ani ai? 32. Slăvit să fie Domnul. Dorești să întâi un legământ cu Iisus. Doamne Iisuse, pune mâna ta și peste El. Pune mâna ta și peste El. Arată-ți tu puterea, Doamne. Ține-l de mână și fă să se vadă peste El înțelepciunea care vine de sus, să fugă de femeia nebună a lumii și să asculte glasul Evangheliei și astfel să trăiască pentru împărăția ta. Doamne, fă inima să se grăbească, să încheie legământ cu tine și tu să-l botezi cu Duhul Sfânt și să faci din el un evanghelist. Amin. Care să cheme lumea la viață. Amin. Numele lui Iisus să fie slăvit în veci. Doamne, binecuvântă-l. Amin. Amin. Slavă Domnului. Lasă să te și strâng un pic. Mărit să fie Domnul Iisus. Cine vine, o cine vine, că cerul încă îi deschis? Cine vine, cine mai vine de acolo de sus? Grăbiți-vă spre paradis. Mai e cineva? Dacă nu mai e nimeni, prin harul Domnului Iisus, aș vrea să mă rog pentru trei persoane care sunt aici prezente în adunare, dar sunt chinuite de câte o stare care nu pot înțelege ei și nu pot un medic să găsească ce au, dar cu toate acestea sunt chinuiți și o grijă, o frică, o frământare îi poartă și ziua și noaptea. Vreți să veniți să mă rog pentru voi? Că Dumnezeu vă poate elibera. Vreți? Unul este chiar tânăr. Și apoi două femei sunt. Dă-i mâna. Mai este o femeie. Domnul Iisus să te umple cu putere.